Bună seara! Bine ați venit la noi! Pentru cei care veniți pentru prima oară, o să mă prezint. Eu sunt Claudiu Bălan, președintele Asociației Producției a Tinerilor. Seriile pe care le organizăm aici la Paraclisul Dragonomie se numesc Seriile Fericiți și Epigoniți. Le organizăm pe unul cu Părintele Victor și comunitatea de aici. În seara aceasta, tema este Experimentul Pitești, o scurtă istorie despre Experimentul Pitești. Avem un invitat special, pe domnul Alin Roșan, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și a Memoriei Exilului în România. Mai întâi de toate, haideți să facem o rugăciune și apoi să mai zic. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel bine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Pentru cei dintre voi care nu știți, asociația noastră are un proiect online numit fericiți-epigoniți.net. Veți intra pe adresa www.fericiți-epigoniți.net. Acolo noi desfășurăm de 5 ani de zile un proiect, un site unde adăugăm materiale, articole din literatura de detenție în legătură cu cei care au suferit în dictatura comunistă, dar nu numai, ci în între secolul 20. O să vă zic câteva lucruri despre invitatul nostru. Poate cei care ați văzut afișul ați rămas surprinși, gândindu-vă că o să vină directorul general de la acest institut, care e o instituție a Guvernului României. Poate vă așteptați la o persoană mai în vârstă. Oricum, Alin, să știți că e una dintre cele mai active persoane din România pe domeniul acesta de a descoperi tezaurul acesta extraordinar al vieților celor care au suferit pitemițe. Lumea sa a scris până acum două cărți, numite prima din ele Pitești, cronica unei sinucideri asistate, și a doua din ele Casa Terorii, documente privind penitenciarul Pitești, între anii 47 și 1977. Împreună cu domnul Radu Creda, la institut, amândoi doi oameni ai bisericii, doi oameni credincioși, încearcă să facă ceea ce până acum poate nu s-a făcut, sau mai mult decât s-a făcut până acum. Oricum, acest institut conduce, e instituția care conduce, să spunem, lupta aceasta, sau nu neapărat luptă, cât munca aceasta de a aduce la iveală aceste modele de oameni extraordinari. Tema din seara aceasta, poate mulți dintre voi ați mai auzit de ce s-a întâmplat la Pitești, poate părea macabră așa, sau depinde oricum, subiectul e foarte larg, se poate discuta foarte mult, s-au scris cărți, se vor mai scrie. Ceea ce s-a întâmplat acolo, unii au caracterizat ca fiind cel mai odios experiment uman din secolul XX sau... Oricum, Alin, studiind în detaliu fenomenul, o să vă poată să vă dea în mare câteva linii ca să înțelegeți mai bine ce a însemnat acest experiment pe toate palierele de înțelegere. Alin, mulțumesc. O să avem și un film mult, nu? Da. Doamne ajută, bună seara! Cred că mare parte din cei de aici au mai fost și la altfel. Nu la altfel noastră. Unii au fost, da. Despre eu au fost. Eu aș putea să vă țin o prezentare așa, o scurtă ce a însemnat Piteștiul, dar nu știu de ce am senzația că cel puțin aici e destul de multă lume care are mutare pe ele principale. Și atunci, mai degrabă v-aș întreba pe voi dacă este cineva care nu are măcar reperele, datele principale despre ce s-a întâmplat la Pitești, ca să știu puțin de unde. Este cineva care nu știe nimic despre Pitești? Alin, din experiență, zic că e bine să o uitați de la început, că sunt unii care nu știu
Ok. Nici măcar parte de față. Bine, atunci o să facem altfel. O să încep să țin cumva prezentarea asta. Întrerupeți-mă oricând aveți nelămuriri sau ceva nu vă e clar sau lucrurile astea le știți deja și vi se pare că le repet fără sens. Și chiar vă rog spuneți întrebări, că eu nu știu câte oară când țin prezentări de genul ăsta și s-ar putea mai utile și pentru mine și pentru voi să intrăm în dialog. Și deși Claudiu, care mă știe de mai mulți ani de zile, m-a domnit, vă rog să nu mă domniți, că nu mai vine să mă duc acasă să mă scurt, dragi. Mă domniți, dragi. Deci îi puteți spune Alin. Da. Atunci. Sigur că e un subiect foarte complex și foarte amplu. Faceți regulă pauză? Nu. N-am făcut, dar cineva de la pregătire mi-a recomandat să facem 10 minute pauză după o oră, oră ceva. Da. Dar tot ce putem face. Da, parcă undeva pe la jumătate o să facem o mică pauză. L-am dat să vă pun și filmulețul care, mă rog, e o bucată, nu mai știu, de 10 minute ceva de genul ăsta din de mascara filmul documentar pe care l-am făcut despre Pitești. Probabil că unii știți, alții nu. Pentru că mai sparge puțin din monotonia unei prelegeri. Ziceam că e un subiect foarte complex și foarte amplu. Nu avem cum să intrăm, nici dacă am stat jumătate de zi, în toate ascunzișurile Piteștiului, cu atât mai mult dacă o luăm de la început. O să încerc schițat să vă prezint câteva lucruri. Repet, unde simțiți că e nevoie de mai mult, întrebați-mă. Sigur că asta e o prezentare, repet, schematică, dar în spatele ei sunt mult mai multe informații. Deci unde aveți nelămuriri, întrebați. O să vă prezint puțin structura prezentării. În prima parte o să încerc să vă descriu ce a însemnat efectiv fenomenul Pitești. Acum nu intru în detalii despre terminologie. Dacă aveți întrebări, putem face. Folosesc denumirea de fenomenul Pitești pentru că e cea mai cunoscută, pur și simplu. Partea a doua, dacă vreți, o să vorbim despre cum și de unde a apărut ideea aceasta. E vorba, însă, vă atrag atenția la început de ipoteze, pentru că nu există informații atât de concrete și de clare încă ca să putem spune că lucrurile fără îndoială au stat așa. Și în ultima parte, o să vă spun câteva cuvinte despre cum s-a terminat fenomenul și ce s-a întâmplat cu principalii responsabili sau care au fost principalii responsabili, așa cum au fost identificați ei de către sistemul comun. Am și o parte de introducere, de context istoric. Aici a mai fost util dacă aș fi venit la alte întâlniri ale voastre, dar acum abia am găsit timp să vin să vorbesc eu. Am avut o seară numai cu istoricul Partidului Comunist. Atunci, prin ce cum s-a impus partidul la guvernare, o să consider că știți. Povestea legată de Pitești începe în 1948, de-aia să sar direct la anul acesta. Și cu foarte, mă rog, punctând doar câteva evenimente de până la 1948, pentru că a fost o, mă rog, Piteștiul vine cumva într-un șir de întâmplări, nu este un fenomen izolat. Să vă spun că odată cu ce a treptat, sigur, 1948 este primul an în care partidul conduce fără alt sprijin, adică deja nu mai era nici monarhia, era Republica Populară, o poziție politică nu mai avea, pentru că din 47 dizolvase PNC-ul, PNL-ul nu mai exista pentru că s-a autodizolvat, nu pentru că ar fi fost dizolvat. Oficial, el nu și-a încetat activitatea, doar de facto. Și au apărut și primele valuri de represiune, inclusiv legate de, dacă vorbim de partea politică, sigur, după desfințarea PNC-ului, majoritatea membrilor din conducere au fost arestați. Liberali și ei, dar mult mai puțini.
alegerile falsificate din 46, spuneam însă că în 48 deja nu prea mai exista la nivel politic o opoziție. Din punct de vedere politic, deși mai degrabă ideologic, principalul adversar a rămas activ în 1948, îl constituia Mișcarea Regională. Probabil ați intrat și în acordul din ianuarie 45, dintre Partidul Comunist și Mișcarea Regională, când, mă rog, în încercarea de a câștiga timp, comuniștii au încercat să-i neutralizeze cel puțin o perioadă pe legionari, promițându-le grațierea, dacă vreți, adică neintroducerea lor în închisoare, în schimbul încetării activității anticomuniste. Așa au făcut, au detenat destul de mulți legionari care erau în clandestinitate să iasă la suprafață, primeau buletine, depuneau armele, asta era înțelegerea dintre ei. Sigur că în timp, mă rog, în timp, cam de la început nu și-a ținut cuvântul nici legionare, nici comuniștii, în sensul că au fost destul de mulți legionari care au continuat activitatea, pe de altă parte comuniștii s-au folosit de etapa asta pentru a identifica o grămadă de legionari și afla, dându-le buletine automat, aveau și adresele lor. Însă, spuneam, în 1948, încă, cel puțin la nivel de tineret, și mă refer la Mișcarea Regională, tocmai pentru că are legătură directă cu Piteștiul, în partea ei de tineret. În 1948, după ce se terminaseră, deci, după ce mânturaseră opoziția politică, au ajuns în sfârșit la legionari și noaptea de 14-15 mai a avut loc o campanie masivă de arestări împotriva celor identificați ca legionari. Apropo de cifre, asta e o problemă destul de mare la noi în istoriografie și nu doar în istoriografie, din păcate și în medii interesate, sigur, subiectele astea, o să găsiți tot felul de cifre apropo de câți legionari au fost arestați în noaptea aia. Sunt foarte mult umflate, așa cum în general sunt toate cifrele legate de represiune la noi și nu numai, dar apropo de noi acum. Am găsit cifre din astea de 15.000, să arestezi 15.000 de oameni într-o noapte. Faceți un exercițiu de imaginație cam ce efective trebuia să aibă securitatea în perioada aia. Ca într-o singură noapte, pentru că un om nu era arestat decât un alt om. Era echipă de câte 3-4 de regulă. Deci ar fi trebuit să fie un județ întreg, să fie angajat al securității. Nu știu de ce simțim nevoia să umflăm cifrele astea, ca și cum dacă ar fi 1.000 sau 10.000 de arestați, nu știu, dacă e 1.000 e ok, acceptabil și dacă 10.000 abia e îngrozitor. La fel și cu Piteștiu, n-au trecut prin Pitești 5.000 de oameni, cum mai zic unii, și nu mi se pare că e cazul să fi trecut 5.000 ca să zicem că e îngrozitor ce s-a întâmplat acolo. Totuși, în noaptea respectivă și după aceea, după noaptea respectivă, sigur, cei care au reușit să scape de arestare, în timp au fost destul de repede, au fost găsiți și arestați. Și așa, pe la sfârșitul 1948, închisoarea din Suceava a adăpostit foarte mulți legionari. O să revenim la momentul acesta Suceava. De ce am făcut introducerea asta legată de Mișcarea Legională și îndeoseb de tineretul Mișcării Legionare, el fiind constituind, din punct de vedere numeric, principalul grup în Pitești? Cu toate astea, eu nu sunt de acord că, așa cum mai spun și unii fost deținuți și alte persoane care scriu pe subiectul acesta, nu cred că fenomenul Pitești a fost făcut cu dedicație pentru legionari. Din punctul meu de vedere, explicația pentru faptul că 80% dintre deținuții din Pitești, strict deținuții din Pitești, vorbesc nu și cei din celelalte închisori unde s-a aplicat această metodă, îl reprezentau legionarii, deci cei 80%. Explicația este foarte simplă. La nivel de organizații de tineret, organizații studențești, pentru că, așa cum știți, probabil, cel puțin o parte dintre voi, în Pitești au fost repartizați studenții, deci era o închisoare specială pentru studenți. La nivel, deci, de organizații studențești, în 1948, legionarii erau de departe cei mai activi și cei mai bine organizați. Țărăniștii nu prea mai existau, sau existau în grupuri destul de mici, pentru că partidul fusese dizolvat anul precedent.
liberalii erau aproape non-existenți la vremea aceea și au mai existat diverse grupări anticomuniste de diverse facturi, inclusiv apolitici, inclusiv regaliști, care însă, repet, erau grupări izolate, nu erau ca legionarii într-o... Probabil știți că legionarii au grupați pe centre studențești. Și atunci grupurile de la diverse facultăți țineau legătura, se cunoșteau inclusiv pe regiuni. Ei fiind mult mai bine organizați pe partea asta de tineret, explicația mea pentru care ei au fost victimele predilecte în Pitești este aceasta. Deși aici vedeți Piteștiul, o să încep puțin, cum ziceam, cu Suceava, la sfârșitul 1948. Mă rog, începând încă din vara 1948, deci după arestările din 14-15 mai și lunile următoare, Suceava, fiind un centru regional de anchetă, aici s-au strâns cel mai mare din zona Moldovei. Mare parte a celor arestați din această regiune au fost trimiși acolo. Nu doar studenți, ci și cei de vârste mai înaintate și de la conducerea mișcării legionare din acea zonă. Însă noi să ne referim în primul rând la studenți, pentru că ei după aceea vreau să plece la Pitești și să fie personajele principale ale experimentului. Ei au intrat în anchete care se desfășurau chiar în incinta închisorii. Este o excepție din punctul acesta de vedere. Suceava este singurul penitenciar din România care a funcționat concomitent ca centru de anchetă, ca erau câteva celule acolo, securitatea de Suceava, neavând la momentul respectiv un sediu, funcționa în incinta închisorii. Deci spuneam ca centru de anchetă, ca centru de detenție, pentru cei reținuți în momentul acela, deci nu erau încă condamnați, ci doar arestați preventiv, cum e la modă și astăzi, și ca tribunal. Deci tribunalul care a judecat toate aceste loturi din Suceava a funcționat și el în incinta închisorii. Lucrul acesta a contat destul de mult, pentru că practic totul se întâmpla într-un spațiu închis, așa cum am menționat, inclusiv anchetele, care, după cum foarte bine cunoașteți, probabil nu erau pe bază de întrebări și răspunsuri, cât mai degrabă pe bază de torturi și răspunsuri. Și atunci toți deținuții de acolo auzeau inclusiv țipetele celor care erau în anchetă și sigur că lucrul acesta a dus la slăbirea rezistenței cel puțin a unora dintre ei. S-au conturat de la început două grupări pornite de la două personaje, doi reținuți în acel moment, care se cunoșteau, Alexandru Bogdanovici și Eugen Țurcanu. Alexandru Bogdanovici, fiind șeful Centrului Studențesc Legionar Iași, se considera cumva responsabil pentru cei care au intrat în închisoare și spera să obțină, printr-o acțiune de reeducare la nivel declarativ, interesată, spera să obțină eliberarea celor cu o mai mică importanță în activitatea legionară studențească, în așa fel încât să fie condamnați la închisoare doar șefii grupării. Eugen Țurcanu, pe de altă parte, fusese legionar în tinerețe, dar deja era înscris în diverse structuri comuniste, devenise ateu între timp, nu mai avea legături de niciun fel de câțiva ani de zile cu cei din Centrul Studențesc Legionar Iași, dar îi cunoștea și în momentul în care au avut loc aceste arestări, fiind obligat să dea nume de alte persoane care au activat în gruparea lor, sigur că ceilalți, fiind că Țurcanu s-a înscris la comunist între timp, a fost printre primii pe care l-au denunțat, pentru că, fiind obligat să dai nume, sigur că prima dată l-au dat pe unul care, din punctul lor de vedere, nu era al lor. Lucrul ăsta a contat pentru Țurcanu mai târziu. Din punctul meu de vedere, este și unul dintre motivele pentru care avea o boală aparte pe legionari. Asta și mai este o speculație, sigur, dar care pornește de la niște informații reale. Eugen Țurcanu era căsătorit cu fiica unui fost comandant legionar.
care îl înșela. El a aflat că înșela, l-a înșelat chiar cu unul dintre frații săi, au fost 6 sau 7, nu mai rețin acum mai exact. Și a surprins și, după cum știți, legionarii spuneau destul de mult, țineau destul de mult la niște principii de morală, dacă vreți. Iar speculația mea este că Țurcanul avea o boală pe legionari și din cauza acestui fapt, că soția lui, fiică de comandant și teoretic, care trebuia crescută într-un anumit spirit, a avut această slăbiciune și l-a înșelat mai mult cu unul dintre frații lui, pe care era determinat să îl ucidă de atunci când iese din închisoare. Există mărturii în sensul ăsta și documentare și de la supraviețuitori. E un lucru ceva mai puțin cunoscut, dar care din punctul meu de vedere e destul de important. Spuneam că Țurcanul, având această ipostază, a fost mult mai dispus la negocieri cu regimul comunist, el însuși fiind comunist, în convingeri. Și a priceput foarte repede că comisarii, mă rog, la vremea respectivă, într-o primă fază vorbim de siguranță, abia din septembrie 48 ea se transformă în securitate. Comisarii de siguranță care anchetau erau interesați de informații. De cine a mai rămas în afară, de cine mai făcea parte din grupuri, ce se discută în închisoare, ce nume nu s-au declarat la anchetă și așa mai departe. Țurcanul a intuit foarte bine acest lucru și a început să-și creeze o mică rețea de informatori dintre apropiați, dintre foștii săi colegi, acolo în închisoare. Bogdanovici n-a fost de acord cu această metodă într-o primă fază, ulterior, dându-și seama că nu are niciun soi de succes cu metoda sa parțială, a chesat și el la cea lui Țurcanul, dar deja se crease o diferență destul de importantă între felul în care cele două grupări sau cele două personaje, mai degrabă în perioada asta, erau privite de către securitate. Prin urmare, sărind puțin etapele, după condamnarea tuturor la închisoare, în aprilie 1949, Țurcanul, alături de 4-5 apropiați de lui, a fost transferat la Pitești, pe când Alexandru Bogdanovici a rămas la Suceava. El avea să ajungă în Pitești abia în noiembrie 49, pardon, când lucrurile deja erau destul de bine puse la punct pentru începerea acțiunii violente. După ce a ajuns în Pitești, Țurcanul, ca să vă pun în context puțin, trebuie să vă spun de la început că acțiunea din Pitești a fost întotdeauna considerată una secretă de către regim, nu doar pentru cei din afară, care era destul de puțin probabil să afle ce se întâmpla în închisorile comuniste, cât și pentru cei din interiorul sistemului. Au fost foarte puține persoane din securitate și din Ministerul de Interne, inclusiv deci din partid, care știau de ce se întâmplă în închisoare în Pitești. Și lucrul acesta a creat destul de multe probleme în mai multe etape ale desfășurării experimentului. Respectiv, cei din Pitești nu știau nimic într-o primă fază. Și Țurcanul, în momentul în care a ajuns acolo, neștiind acest lucru, a crezut că poate discuta direct cu comandantul închisorii, cu directorul închisorii, Alexandru Dumitrescu, pentru a-i facilita organizarea unei rețele informative în închisoare. Doar că atât gardienilor cât și directorului li s-a părut foarte ciudat ca un deținut insistă atât de mult să iasă la raport, să vorbească cu directorul. În cele din urmă a reușit. Țurcanul a spus că a dus muncă informativă în penitenciarul Suceava și că vrea să facă același lucru și aici, în Pitești. Și fiind dezamăgit puțin de reacția directorului, a cerut să aibă întrevedere cu șeful securității din Pitești. În cele din urmă acesta a venit, simplific puțin lucrurile și au intrat în legătură directă, au avut mai multe discuții. Nu știm exact conținutul acestora, ce știm este ce a urmat. A urmat trimiterea în închisoarea Pitești a unui
așa cum e cunoscut el în literatura de detenție, mai degrabă un ofițer politic, care avea exact rolul de a-l ajuta pe Țurcan să organizeze această rețea informativă și să preia informațiile pe care el le obținea ca să le trimită la București. Tot pentru context, v-aș mai spune un lucru, anume că încă de la sfârșitul 1948, când regimul începe să devină interesat de obținerea acestor informații din penitenciare, s-a creat o structură în cadrul, pe hârtie, în cadrul Direcției Penitenciarelor, dar care răspundea direct conducerii securității și care era instituția care avea în subordine acest ofițer politic din mai multe închisori. Cred că l-am dat-o sau am nevoie de un pahar de apă, după cum am zis. În Pitești însă de reținut că ofițerul politic n-a existat până în momentul în care a venit Eugen Țurcan și a intrat în legătură cu directorul securității de acolo. Din momentul în care a venit acest ofițer politic, Țurcanul a primit puteri sporite, până atunci era un deținut ca oricare altul, însă a primit foarte multă libertate de la acest ofițer politic, a primit inclusiv cheile de la celule, îi s-au dat dispoziții directorului închisorii să fie, să primească hrană de la popota ofițerilor și nu ca ceilalți deținuți. El hotăra pentru acei puțini deținuți care primeau pachete de acasă, cine le primește și cât din ele le primește. De regulă le împărțea împreună cu ajutoarele lui. Mulțumesc! I s-a făcut chiar pe comandă o pereche de pantaloni la cluitorul închisorii, deci avea puteri mai mari decât gardienii și într-o anumită etapă aproape și mai mult decât directorul, pentru că de la sfârșitul 1950, comandantul închisorii nu avea voie să intre în acea secție a penitenciarului în care aveau loc bătăile. La ordinul șefului acestui serviciu de care vă spuneam că a fost înființat special pentru contrainformațiile de penitenciar, pentru ofițerii politici. Dacă până în vara la 1949 regimul din Pitești era un regim așa cum era majoritatea închisorilor comuniste, din iunie 1949 sunt introduse o serie de restricții severe. Până atunci deținuții aveau voie să circule între celule, să ia legătura unul cu celălalt, să primească pachete, să aibă vorbitoare cu cei de acasă. Toate acestea s-au sistat, deținuții au fost complet izolați, nu mai aveau voie să se întâlnească, n-au mai fost scoși nici la aer și nu aveau voie nici măcar să discute în interiorul celulei, ci trebuiau să stea la marginea patului. Și gardienii au devenit mult mai agresivi, mâncarea a devenit mult mai puțină și deci din iunie 49 până pe la sfârșitul noiembrie 49, când au început violențele, a existat acest regim. Sigur, el a continuat și după aceea, eu subliniez în perioada asta de început, pentru că el a contribuit, desigur, la slăbirea rezistenței atât fizice cât și psihice a celor din închisoare. Acum, bătăile au început abia la sfârșitul noiembrie 1949, în celula 1 corecție și nu în 6 decembrie, așa cum se știe, cum a rămas cumva povestea. Pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae a avut loc prima desfășurare violentă de proporții, dar primele violențe au avut loc la undeva prin 25-26 noiembrie 1949. De ce s-a ajuns la bătăi? Pur și simplu pentru că în acea etapă de până la restricții, ceilalți deținuți au dat seama că Țurcan, împreună cu cei 4-5 care spuneam că a venit inițial de la Suceava, încercau să-i tragă de limbă pentru a obține informații. Și-au dat seama că sunt informatori de care administrația închisorii se folosește. Și au încetat să mai vorbească cu ei. Prin urmare, Țurcan nu mai avea ce informații să predea mai departe. Și atunci, prin discuții repetate cu
3-4 persoane de acolo, respectiv cu ofițerul politic, cu directorul închisorii și cu inspectorul de la București, șeful ofițerului politic, au ajuns la concluzia că nu se știe exact din partea cui a venit, cel puțin în momentul de față, nu se știe cine a venit cu propunerea. Cert este că au ajuns la concluzia că trebuie folosită violența, admiteri nu se vor mai obține informații. Într-o primă fază a fost vorba de bătaia pur și simplu, abia în timp s-au rafinat metodele de tortură, dar atunci, la sfârșitul noiembrie, era vorba pur și simplu de, nu chiar de îmbrâncel, ceva mai mult de îmbrâncel, dar în niciun caz nu s-a ajuns la rafinamentul de mai târziu, așa cum spuneam. De Sfântul Nicolae, sigur, a avut loc prima, tot la celula de corecție, a avut loc prima manifestare pe o scară mai largă a violențelor. Foarte dure au fost bătăile de Crăciun, însă deja între Sfântul Nicolae și Crăciun, centrul de greutate al acțiunii s-a mutat de la camera 1 Curești, care era o celulă mică, așa cum sunt marea majoritate din Pitești, s-a mutat la camera 4 Spital. Cum, după cum îi spune și numele, fusese proiectată ca infirmerie, dar ea n-a fost folosită ca infirmerie, însă era, fiind proiectată în așa fel, era o celulă destul de mare, ceva mai mică decât e sala aceasta. Dar totuși, o celulă normală din Pitești era, cum să zic, de pe unde e pianul până la ceas maxim și până la jumătatea acestei sări. Deci nu încăpeau 40 de deținuți, cum s-a ajuns ceva mai târziu în camera 4 spitală. Și pentru că au fost încurajați de cantitatea de informații pe care le-au obținut după bătăile din celula întâi corecție, au simțit nevoia să o ducă mai departe în cea mai mare celulă din închisoare. Mai apoi, bătăile acestea au fost extinse și în alte celule, într-o primă fază, tot din zona corecție. În cazul în care nu știți, pedepsele în perioada aceea erau de 3 feluri. Închisoare corecțională erau pedepsele cele mai mici, temniță grea erau pedepsele medii și muncă silnică erau pedepsele cele mai mari, cea mai mare fiind în anii de 25 de ani. Peste ele mai exista munca silnică pe viață și în cazuri mai degrabă excepționale, condamnarea la moarte prin execuție. Observație foarte interesantă aici, în paranteză, în regimul comunist nu au fost executate femei. Deși au avut condamnări la moarte, erau umani, nu știu exact care explicația, ei promovau și egalitatea sexelor, probabil că asta nu se aplica aici, în schimb. Aici mureau doar bărbații, femeilor se comuta pedeapsa muncă silnică pe viață. De aia, de exemplu, în 62, când au fost capturați Tomar Moțuiu și Maria Plop, deși unde a fost condamnat la moarte, doar în Mănțuia a fost executat, Maria Plop a făcut pușcărie, s-a comutat pedeapsa, așa cum zicea, muncă silnică pe viață, sigur a murit în pușcărie, dar a existat această diferență între ei. Țurcan avea o pedeapsă medie, să zicem, avea de 7 ani închisoare corecțională. Toți cei din aceste prime loturi de torturați aveau pedepse mici spre medii. În realitate nu există o diferență foarte mare de tratament între aceste trei tipuri de pedepse pe care le-am menționat. Dar în toate penitenciarele existau câteva secții separate care de regulă nu comunicau între ele. De aceea veți auzi denumit, de aceea și camera întâi corecție era denumită așa, pentru că făcea parte din zona de închisoare corecțională. Dacă vă uitați pe aici în imagine, zona pe care am acum pointerul este zona de corecțional. Ea se continuă sigur și în partea asta unde nu se vede. În partea aceasta dreapta sus era camera 4 spital. Camera 1 corecție era aici în partea aceasta. Cealaltă clădire, care vedeți că e foarte frumoasă, renovată și cu aer condiționat și
geamul termopane, îl reprezenta celularul. Cei care aș ști câte ceva despre Pitești, am văzut, cred că în oricare carte scrie că ea avea formă literei T. Aici s-ar vedea, mă rog, zona mare asta e piciorul T-ului și aici, așa în față, se continuă cu capul T-ului. Deci s-a început în zona corecției, spuneam, cea mai veche, cea din stânga, după care abia din toamna 1950 au început torturile și în celular, în zona mare, în celular, respectiv în... În zona aceasta erau atât cei de la Temnița Grea, cât și cei de la Muncă Silnică. Cred că mai sunt locuri de stat. Mai sunt aici în față, mă simt. Vedeți că am trecut acolo aprilie 1949, august 1951. Asta este perioada în care a existat o perioadă în care au stat aici în Pitești deținuții care au fost implicați în reeducare. Nu e vorba de perioada în care s-a bătut. Perioada în care s-a bătut, cum spuneam, ar fi noiembrie 1949 până în mai 1951. Dar, așa cum ziceam, în aprilie au venit Turcanul și ceilalți, iar în august 1951, chiar la sfârșitul lunii, au fost trimiși în alte închisori toți cei care au fost implicați într-un fel sau altul în reeducare. Unde o să mai întâlniți încă în alte cărți că reeducarea a avut loc între 49-52, să știți că e o greșeală care a fost preluată de la Virgilie Runca, care n-avea de unde să știe la vremea la care a scris fenomenul Pitești. Nu avea toate informațiile de care dispunem noi astăzi și toată lumea a preluat-o, cel puțin în memorialistică, a preluat data aceasta. Ea mai persistă în unele zone și în cercetare, dar complet nejustificat din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că până și Gherla s-a terminat în noiembrie 1951, ultima închisoare în care s-a bătut. În urmare, nu avem de ce să vorbim de 1952. Ca reeducare. Cum stăm cu timpul? Până aici e ceva ce nu v-a fost clar sau ceva ce vreau să întrebați înainte să trec mai departe? În zona aceasta o să vă fac tot așa, mă rog, depinde de voi în ce măsură să fac schematic sau nu. O descriere a etapelor acestea prin care trecea un deținut victimă în Pitești. Am câteva exemple citate pentru majoritatea etapelor, dar mă rog, o să decideți voi dacă vreți să intrăm și în exemple din astea sau nu e cazul. Vedeți 5 etape aici. Prima este etapa împrietenirii. V-am menționat întâmplător acele restricții care s-au introdus în vara lui 49. După câteva luni de izolare completă, sigur că în momentul în care erau transferați într-o celulă unde erau întâmpinați de multe ori de foști colegi de-ai lor de facultate sau de prieteni cunoscuți, cel puțin din același centru universitar, care li se adresau, deci aveau voie în sfârșit să vorbească după luni de zile de izolare, mulți dintre ei s-au deschis și au vorbit, unii fiind foști colegi, inclusiv de organizație, în orice caz de facultate, destul de mulți. Sigur că au vorbit și despre activitatea anticomunistă, am mai menționat numele de persoane care au scăpat arestării. Etapa aceasta putea dura, așa cum am scris acolo, între jumătate de zi, probabil ar fi cel mai puțin, și câteva săptămâni, în funcție de
etapa în care ne aflăm cu desfășurarea experimentului. La început și-au permis ceva mai multă vreme, după care, pentru că aveam interesul să treacă toți deținuții din Pitești prin torturi, și pe de altă parte, pentru că deja unii, într-un fel sau altul, se anunțaseră, știau că se bate în închisoare, se mai auzau țipete, se mai comunica prin morse, foarte greu, dar se mai întâmpla. Unii, deci, deja erau puși în gardă sau devineau suspicioși pur și simplu, simțeau cumva că sunt trași de limbă și atunci nu mai vorbeau deschis. Și atunci nu avea niciun sens să mai țin etapa asta a 2-3 săptămâni. La un semn se declanșau violențele și urma o perioadă de tortură continuă. Prima fază a bătăii era... În prima fază se lovea la comun. Nu era un plan foarte bine organizat, mai ales în primele acțiuni, foarte inclusiv dintre cei care trebuiau să bată, nu știau ce urma să se întâmple. Sunt câteva cazuri de genul acesta, care după aceea și-au intrat bine în rolul de agresor. Dar pur și simplu le spunea de regulă țurcanul, mai erau încă vreo 2-3 care erau în postura asta, față de alți viitori agresori, le spuneau mai grijă, la ora cu tare se începe ceva, orice se întâmplă e de partea noastră. Atât îi se spunea, nu intrau în detalii, că urmează violențe, că sunt obligați să lovească. Dar se trezeau că toți cei din gruparea lor, cu țurcanul în frunte, începeau să-i bată pe ceilalți. Unii au rămas încremeniți, inclusiv repede pe cei care erau din... poate că nu gașca lui țurcan ar fi termenul cel mai potrivit, dar... sau mă rog, nu e cel mai academic, dar e potrivit. Inclusiv unii dintre ei, spuneam, se trezeau așa în mijlocul evenimentelor, vedea că toată lumea, toți cei din grupul lui au pe cineva, luau în primire, cum se zicea, și paraliza, nu știa ce să facă, până când țurcanul sau altcineva trecea la amenințări inclusiv împotriva lui. Și zicea, nu sta acolo ca o muiere, dă și tu. Și prima dată dădeau mai reținuți, după care fiind iarăși amenințat că dacă nu dai ca lumea intri și tu de partea lor, începeau să lovească și ei. De s-a pornit din această îmbolzeală, dacă vreți, destul de dezorganizată. Se lovea cu pumnul, cu palma, cu piciorul sau cu ciomagul. Aveau mai diverse scânturi, vedem bețe acolo în celulă ascunse pe care le scoteau la acest semnal și se lovea în orice zonă a corpului sau a capului. Pe măsură ce avansăm din spre noiembrie, decembrie 49, pe măsură ce avansăm în timp, sigur că bătăile acestea chiar de la început au devenit ceva mai organizate. După bătaia aceasta la comun, urma torturarea individuală. Imediat după ce erau anihilați și paralizați, practic, într-o primă fază, cei din grupul victimelor, și fizic, dar și psihic, pentru că nu se așteptau, erau obișnuiți, marea majoritate, cu violențele, dar nu în celule. Erau obișnuiți să fie agresați de către ofițeri, nu de către colegilor pe care și știau. După aceea, se spunea, după ce era paralizată toată lumea, se trecea la torturarea individuală a tuturor celor din cameră, pe rând, în timp ce restul deținuților priveau îngăziți ceea ce se întâmpla. Etapa aceasta dura între o zi și câteva săptămâni sau chiar luni, până când se intra în următoarea fază, în care li se cerea pentru prima dată informații. Deci, practic, de cele mai multe ori, repet ce vă spun acum, este o prezentare schematică a traseului tipic, să zicem, al unei victime, dar au existat mici devieri de la această schemă în funcție de diverse factori. Dar, de regulă, în prima fază a torturilor, nu li se spunea de ce sunt bătuți. Ceva mai mult decât noi suntem cu regimul, ne-am dezis de activitatea noastră anticomunistă, trebuie să o faceți și voi. Dar era ceva mult prea vag și general când se înțeleagă despre ce e vorba.
În etapa următoare, spuneam, li se cereau aceste informații. Într-o primă fază, ele se dădeau pe cale verbală în fața comitetului de agresori, a grupului din jurul lui Țurcanu sau a șefului camerei. După care, ele se dădeau în scris. Aceste informații în scris se dădeau în camera de baie, lipit de camera 4 spital. Exista o cameră de baie, unde la un moment dat, la câteva săptămâni după ce au început, de fapt, la câteva zile după ce au început aceste bătăi, administrația închisorii a amenajat lui Eugen Țurcanu un birou. Avea acolo o masă, un scaun și hârtie și instrumente de scris, care erau complet interzise în închisoare. El însă le avea la dispoziție și deținuții mergeau acolo și își scriau aceste demascări. Din păcate, arhiva cu aceste demascări, sau din păcate sau din fericire, nu știu, aici încă nu sunt foarte convins, arhiva respectivă nu se știe unde este. Am găsit cu totul întâmplător doar două demascări din acestea, în dosarele de urmărire a unor deținuți trecuți pe acolo. Ziceam, din păcate sau din fericire, pentru că cei care ați mai citit spre Pitești știți, la un moment dat se ajunsese la torturi atât de groaznice și de îndelungate, încât se și inventa foarte mult, pentru că îi se cereau informații peste informații, ei nu mai aveau ce informații să dea, deja gândiți-vă că în 1950 deja erau de cel puțin 2 ani în închisoare, 51 deja erau de 3 ani în închisoare. Ce informații mai puteau ști despre 1947-48 pe care să nu le fi spus deja în cele 30 de declarații pe care le duseră deja? Pentru că nu se cereau singură de mascare, era un efort permanent. Și spuneam, fiind această presiune continuă de a da tot timpul informații, nu mai având ce să spun, au început să fabuleze. E foarte, foarte, foarte greu astăzi, aproape imposibil a spune ca dacă am avea prin absurd aceste demascări în față, să știm ce e adevărat de acolo, ce corespunde realității și ce nu. Care sunt invențiile. Poți să te trezești foarte ușor că vezi o demascare pe 30 de pagini cu 100 de nume și să zici, uite, omul ăsta a apucat alți 100 în pușcărie. S-ar putea ca numele alea să fie inventate. S-ar putea să fie, au fost destul de multe cazuri de deținuți care știau din alte închisori sau de la alte persoane că au mai fost arestați încă vreo 10-20 după ce el a fost arestat și declara pe aceea, știind că deja sunt în pușcărie și deci nu li se mai poate întâmpla să fie arestat din cauza lui, dar având justificarea față de comitetul de agresori, domnule, eu când am intrat în pușcărie știam că el e în libertate. În urmare, eu l-am denunțat, sunt cinstit. Au existat, destul de puțin adevărat, au existat și aceste cazuri când unii dintre deținuți au inventat organizații anticomuniste dând numele tuturor activiștilor de partid și de securitate din satul, comuna, orașul de unde activau ei. Au plătit pentru lucrul ăsta pentru că securitatea făcea verificări și când și-au dat seama că au fost păcăliți, sigur că au intrat iarăși în bătăi, dar cel puțin pentru o vreme a scăpat de ele. Deci sunt cazuri și cazuri și, repet, este aproape imposibil și pentru unul ca mine care am văzut 10 de dosare și cunosc marea majoritate a personajelor, cred că mi-ar fi imposibil să discern care informații sunt reale și care sunt nereale de acolo. Da, păi pentru cineva din presă, cred că dacă e careva dintre voi care lucrează în presă, nu e nimica personal, dar am văzut multe cazuri din astea, de persoane care caută doar spectaculosul, nu pun în context, extrag numai ce vor și e foarte ușor să vii cu, de exemplu, o listă de 30 de oameni pe care i-aș fi dat Părintele Calciu în pușcărie. Să zici, celebrul Părinte Calciu, sună de parcă și văd tipuri de campioane, de exemplu, clip și de nu știu ce, așa ceva. Ori nu pot să decupezi lucrurile, în general, atât mai puțin când vorbim despre Pitești.
Sigur că în punctul acesta, după ce deja fuseseră torturați zile, nopți, săptămâni chiar, în momentul în care se cereau informații, începeau să cedeze câțiva dintre ei. Aș mai sublinea ceva astăzi, azi noapte, de fapt. Hai să nu-i dau numele, mă rog. Cineva, o persoană destul de cunoscută publică, ne admonesta pe pagina asociației mele că azi de dimineață am avut un seminar ținut de Cristian Tudor Popescu despre propaganda prin cinema. Și noi avem un spate, un rol mai mare cu figuri de personaje istorice, mare parte dintre ei fiind deținuți politici, dar nu numai. Mai sunt acolo și ofițeri de securitate, mai sunt și nu mai știu ce mai apare pe acolo, dar în orice caz sunt din toate categoriile. Sunt preoți, călugări, sunt deținuți atei, sunt tot felul. Domnul respectiv, văzându-l pe Cristian Tudor Popescu lângă aceste figuri, ne-a admonestat că n-avem pic de rușine, că cum a zis, deținuții martirizați sunt compromiși prin alăturarea cu Cristian Tudor Popescu, și care este un ateu agresiv, și cum nu se ridică din sfinții aceia să-i dea două palme și alte chestii de genul ăsta, ca și cum toți sfinții sunt ca Sfântul Nicolae, care oricum avea cu totul alte motive pentru a da o palmă, nici de cum că e nu știu care e ateu. Ce vreau să vă spun cu chestia asta? În închisoare au intrat oameni de toate facturile, dacă vreți. E adevărat că mare parte dintre ei erau oameni credincioși, dar nu erau toți. Unii erau atei, unii erau căldicei, alții ca în viața de zi cu zi. Mi-e teamă să zic și ca în biserică. Poate atei ceva mai puțin, dar căldicei cred că suntem majoritatea. La fel și cu convingerile politice. Unii erau realmente anticomuniști, alții erau comuniști ca Țurcanu, alții n-aveau nicio treabă, erau complet apolitici și nu-i interesa. Și foarte mulți au intrat pur și simplu pentru că nu i-au denunțat pe cei despre care știau că duc activitatea anticomunistă. Neavând aceste convingeri puternice anticomuniste, sigur că deținuții din această categorie au fost primii care au cedat, începând în mod evident cu Țurcanu, dar și din etapele acestea după ce erau bătuți, de exemplu, deținuții condamnați pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei erau asimilați deținuților politici. Unii erau, majoritatea nu erau dintre frontieriști. Cu toate astea făceau închisoarea cu politicii. Ei neavând nicio bază ideologică pentru un anticomunism al lor personal, sigur că au fost primii care au cedat când au văzut că e mult mai rentabil, dacă vrei să fii de partea, e mult mai ușor să fii cel care bate decât cel care ia bătaie. De ce în această etapă deja au început primele cedări dintre victime? După care, pentru a vă completa tabloul, vă spun și că dincolo de torturile fizice, toate celelalte episoade ale zilei constituiau un prilej de chinuire a victimelor. De la servirea meselor până la somn și ieșirea la program, cum se spunea, la toaletă. În ce fel? Dincolo de bătăile la tărpi, la fese, de călcat în picioare, Țurcanu avea o metodă preferată de a sări cu picioarele pe toracele și pe pieptul unei victime, care era ținută, sigur, de mâini și de picioare de către ajutanții lui. Mai avea o bucurie în a scoate dinții din gura victimelor cu bocancul, mai ales
Bogdan, deci a fost, a rămas fără niciun dinte în momentul în care a murit, în aprilie 1950. E fixat capul ca o minge de rupi și îl lovea cu bocancul până îi sărea dintele sau măseaua. Lovituri în stomac sau la organe, de la un punct încolo s-a introdus obligativitatea de a sta în diferite poziții fixe timp de zile întregi. Deci spuneam, dincolo de aceste torturi fizice, servirea mesei, de exemplu, era un chin pentru că ori venea mâncarea fierbinte și îi se turna pe gât, îi se ținea gura deschisă și îi se turna pur și simplu mâncarea fierbinte pe gât, în așa fel încât le ardea esofagul, ori erau puși să mănânce în castroane de pe jos, stând în patru labe și cu mâinile la spate, gâhâind ca porcii, ori nu erau lăsați deloc să mestece, găseau diverse modalități. La somn, la fel, mă rog, pentru cei care puteau să doarmă, nu mai puteau să doarmă ori de dureri, ori de chinuri, ori de amintiri, trebuia să stea în poziție fixă, ca nu cumva să se sinucidă, deși nu prea aveau cu ce, trebuia să țină mâinile deasupra păturii, să stea întinși pe spate, cu pătura până la gât. Și dacă cumva se mișcau în somn, încercau să miște de pe parte pe alta, existau plantoanele, gărzile, dacă vreți, dintre deținuți, care îi loveau cu ciomege. Scoaterea la program se făcea în grabă maximă o dată pe zi. Cine nu a apucat să-și facă nevoile, pentru că aveau un timp foarte scurt în care puteau să stea în toaletă, să-și rezolve toate necesitățile, de la cele fiziologice, la spălatul rufelor eventual. Cine nu a apucat să facă toate aceste operațiuni, rămânea fără ele. În cazul necesităților fizice, era mai complicat, pentru că trebuia să-și le facă mai târziu în celulă. În celulă existau două butoaie, două tinete, unul cu apă, altul pentru necesități, care însă nu puteau fi evacuate decât dimineața. La un moment dat, ele se umpleau. Vorbesc de cele de necesități, evident. Dacă se umpleau și mai venea cineva care avea nevoie la toaletă, existau două scenarii. Ori făceau acolo și se revărsa și atunci automat în celulă fecale și urina în zona de lângă tinetă erau pe jos pur și simplu și existau deținuți care dormeau ceea ce, mă rog, ei aveau denumire la șerpării, adică sub primul pat. Mai veni aici sub această canapea și deci automat intrau în contact direct cu materiile fecale, ori, mult mai des, trebuia să și le facă în gamela, în farfuria din care mâncau. Doar că la un moment dat venea masa. Și nu aveau voie să le spele. În urmare, făceau cum făceau, le aruncau de regulă pe geam în curte, dar sigur că rămâneau urme, gust, miros în farfurii, în gamele. Neavând voie să le spele, mâncarea se turna în aceeași gamelă și împrumuta mirosul și gustul, mai ales. Au existat cazuri și mai neplăcute, în care nici măcar nu aveau voie să arunce conținutul gamelelor și atunci unii trei au ajuns să-și mănânce fecalele de bună voie ca să poată să primească și mâncarea, pentru că dacă prezentau gamela plină cu fecale, nu mai primeau supa, terciu, ce primeau ei la prânz. Și există mărturii din acestea, una apare inclusiv în filmul acesta, Demascarea, în care omul recunoaște că și le mânca de bună voie ca să poată să primească și mâncarea aia, să nu fie, nu știu, supă cu fecale, să se rămânece separat. Mai vreți? Dacă tot v-am bucurat cu informații din astea, hai să cred că e momentul pentru pauză, acum tocmai a trecut o oră.
Facem o pauză de 10 minute și ne vedem cu toate. Știți cât e? 7 și 30?